Cel mai mare adăpost de câini din județul Suceava în ființa de primăria municipiului reședință de județ, unde sunt îngrijite aproape 640 de patrupede, rămâne fără serviciile de administrare, care se ocupau de adăpost de aproape 10 ani. Contractul a expirat și nu a fost făcut o prelungire, mai ales că la primăria Suceava situația este complicată de faptul că, în curând, vine o nouă conducere care poate avea o altă viziune în privința gestionării problemelor câinilor fără stăpân. De asemenea, nici sumele datorate de municipalitate pentru hrana câinilor, materialele sanitare și utilități nu au fost achitate de aproape jumătate de an. De aceea, cei de la administrare au strâns tot ce au adus pentru a asigura funcționarea adăpostului, de la aparatură de gătit mâncare la câini până la calculatoare, încărcându-le în camioane. Practic, adăpostul se va confrunta în perioada următoare cu o mare problemă, aceea că nu va avea cine să facă și să dea mâncare sutelor de câini adunați de pe străzi, nu li se va putea face curat și nu vor fi îngrijiți medical.